Bună seara și bun găsit la Deschide Lumea, emisiunea care vorbește despre realitatea din Galați și Brăila. Invitatul meu din această seară este domnul Cătălin Iordache, consilier județean din partea PND Brăila. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, vă mulțumesc frumos pentru invitație! Domnule Iordache, ce se mai întâmplă pe la Brăila, domnule? M-am uitat în știrile naționale și am văzut o grămadă de știri de eveniment. De la explozia unei butelii cu încercarea de a sparge un bancomat, la pasageri pierduți în timpul mersului. Am văzut că un autobuz nou, autobuzele cumpărate nu sunt chiar noi. Nu sunt noi? Eu știam că sunt autobuze noi. Unele sunt noi, unele sunt second hand sau last hand. Probabil. Am înțeles. Cert este că în timpul mersului s-a deschis ușa, ați pierdut un pasager. Nu, eu cred că ăla este sistemul de catapultare, dar nu l-a folosit greșit, dar nu l-a folosit corect cel care merge. Da, este ambulanțe prost dotate, la scandaluri pe holurile spitalului. Ce se mai întâmplă? Scandaluri pe holurile spitalului sunt peste tot. Acum nu cred că suntem noi la Brăila în top, da? Se întâmplă. Ce se întâmplă? Suntem un oraș în plină activitate, un oraș efervescent. Așa se numește acest lucru? Da, efervescent se numește. Dumnezeule, nu! Omul ăla n-a vrut să cadă din autobuz. Cu siguranță, nu? Am înțeles că șoferul, a spus directorul Sandulescu, a manevrat ceva greșit și s-au deschis și deja a căzut bietul om. Ceea ce nu trebuia să se întâmple, pentru că... Bine, am văzut niște materiale în presa brăileană în care acel șofer spune că n-ar fi manevrat nimic greșit și că autobuzul ar avea ceva probleme. La o curbă luată în viteză posibil. Ceva mai mare, se deschid ușile. Mi s-a părut foarte amuzant. Legea fizicii. O opțiune de nu prea, n-ar trebui să fie. N-ar trebui, dar asta e viața. Vă dați seama că asta că s-au deschis ușile la curbă, care se face trotinetă autobuzul în timp ce merge, îi plac o roată și se duce pe contrasens. Adică avem puțin și batem pe aia din Caracal, care au tot felul de minuni. Așa avem și noi, tot felul de minuni. O perioadă nefastă pentru știrile de eveniment din Brăila? Nu e o perioadă nefastă, e o perioadă nefastă pentru administrația brăileană, pentru că vă dați seama că dacă își făceau treaba cum trebuie sau cumpărau autobuzele care trebuie, cum trebuie, dotate și verificate corespunzător, nu se întâmpla nimic din treaba asta, că n-ați văzut autobuze noi cărora să lăsară roțile din mers. Da, nu am văzut. Mă rog, ăsta e și motivul pentru care acea întâmplare a devenit știre pe toate canalele de televiziune naționale. Da, vă dați seama. Dar spuneți-mi, vă rog, la Brăila se întâmplă și lucruri bune? Spuneți-mi două, trei lucruri bune care se întâmplă în orașul dumneavoastră. Nu știu. Acum și formația, meseria mea mă face să caut mai mult lucruri care nu sunt foarte bune, dar nu știu lucruri bune. Poate că e un lucru bun faptul că a venit primăvara și nu mai e frig și scad cheltuielile de întreținere și oamenii nu o să mai moară de foame și de frig. Ce să zic, un lucru bun este că poate să face porumbul și mâncăm porumb fiert dacă nu avem ce mânca. Tot lucruri bune. Haideți că vă dau eu o veste bună pentru toată țara. S-a promulgat bugetul. Deci asta înseamnă că în curând Consiliul Județean va avea un buget, consiliile locale vor avea, primăriile vor avea buget și din momentul ăsta putem să intrăm într-o stare de normalitate. Dar și când nu e buget, există un buget. Pentru că atunci când n-ai buget, poți folosi a 12-a parte din bugetul anului trecut fără niciun fel de probleme. Da, dar știți că de fiecare dată au apărut tot felul de discuții legate de nu putem face pentru că nu s-a aprobat bugetul. Da, am văzut că și domnul Francis mai nou nu putea să facă ceva la spital că partidul lui n-a aprobat bugetul. Da, mă rog. Dacă tot ați dat-o pe politică, haide să vorbim acum. Vorbiți de domnul Francis Chiriac. Dar domnul Francis Chiriac e politică. Păi, este președintele Consiliului Județean Brăila și membru al Partidului Social Democrat. Unul dintre lideri, nu? Înțeleg. Or fi lider la ei, mă rog. Vorbeam în emisiunea trecută, domnule Iordache, despre calculele politice de la Brăila, care par a se complica din ce în ce mai tare pe măsură ce ne apropiem de alegerile locale din anul 2020. Spuneați dumneavoastră la emisiunea trecută, s-a întâmplat pe la începutul lunii ianuarie, dacă nu mă înșel, că Mihai Tudose nu va fi urmat la Pro-România de către PSD pentru că aceștia știu ce au de pierdut. Am citat acum ceea ce a spus dumneavoastră. Ați rămas cu aceeași părere? Sigur că da. Dar nu se vede când nu l-a urmat nimeni. Ce PSD de marc l-a urmat? Nu știu să vă răspund la această întrebare. Asta vreau să vă răspund eu. Nimeni.
Dar l-am avut pe domnul Marian Căpățână săptămâna așa, trecută. Dar domnul Căpățână e PSG de marcă. Domnia sa, independent, la al doilea mandat de independent, a renunțat la mandatul de independent pentru a intra în Pro-România, dar îmi spunea domnia sa în emisiune că în Pro-România Brăila s-au înscris foarte, foarte mulți membri. Vreo mie, zicea. Că erau 500 până a venit domnul Mihai Tudose și după aia s-au făcut 1000. N-am reținut cifra exactă, dar știu că așa, era vorba de câteva sute. Chiar 1000, cum spuneți dumneavoastră. E posibil să se mute polul acesta de interes da, ce, al votanților? Un pol așa... PSD are 10.000 de membri plătitori. PNL are și el câteva mii bune. Ce? Că au strâns 1000 semnături. Ca să fii membru de partid la un partid nou înființat, mulți sunt tentați, crezând că e un partid nou. Dar nu e niciun partid nou. Este o aripă din PSD, desprinsă din PSD, și rămas acolo. Este un fel de un nou PD. Că, după cum bine știți, PD-ul s-a desprins din FSN, s-a făcut FSN-ul, s-a desprins PD-ul, PDSR-ul, avea un alt nume, nu era PSD, era PDSR. PDSR, da. Așa, și acum s-a făcut PSD. Ce e așa complicat? Sunt tot aia, dar ce, vedeți vreun om nou? Bine, acum... Eu sunt un bun amic cu domnul Căpățână, că am văzut și pe el că are cu domnul Tudose o relație de amiciție. Am și eu cu el tot o relație de amiciție. Dar mie se pare o greșeală ce a făcut domnul Căpățână. De ce spuneți asta? Păi pentru că nu trebuia să spună tuturor că era de fapt cu PSD-ul. Că știau toți că e acum cu PSD-ul, că nu e independent. Pentru ce trebuia să fac chestia? Bine, într-un fel, un gest frumos că a făcut chestia. Bă, chiar m-am dus înapoi la prietenii mei. Eu recunosc, nu am monitorizat cu mare atenție activitatea domnului Căpățână din timpul mandatului de consilier independent. Spuneți dumneavoastră că juca cu PSD-ul? Dar nu e evident, domnul Francis Chiriac a ajuns președinte al Consiliului Județean pentru că domnul Marian Căpățână a refuzat oferta liberalilor de a forma o majoritate și de a pune un președinte și a acceptat oferta social-democraților al domnului Tudose, așa? Cu care are o relație de amiciție și a ajuns domnul Iulian Franceschi la această catastrofă politică. El ca om n-am nimic cu el, Doamne ferește, dar din punct de vedere administrativ e foarte păi depășit. Păi n-ați dat și dumneavoastră o mână de ajutor? Bineînțeles, credeți că sunt singurul tâmpit de acolo? Nu, stați liniștit că mai zic, nu vă gândiți că... Nu. Și evident că am dat o mână de ajutor. Adică da. Consilierii PND au votat tot pentru domnul Da, dar da, pentru că am avut un protocol în care se specifica să se specificau niște lucruri clare pe care puteam să le facem și care au bune. Și adică să nu faci nimic, că nici cu PNL nu mi-e rușine și cu gașca lor. Dar hai să facem ceva. Și am zis să facem la spital o secție de stroke. Care acum se face pentru că o face Ministerul Sănătății, nu se face în toate spitalele, am înțeles că la Galați chiar funcționează cu succes. De atunci am zis, uite să facem, costă puțin, nu, costă mult, e complicat. A dat-o de Ministerul Sănătății, s-a făcut în 2 zile. Așa de complicat era. Nu era deloc complicat, nu vroia el. Adică el după ce s-a văzut cu saci în cara, adică după ce a obținut voturile noastre, nu m-am mai interesat acum. Dau cui vreau. Poate cu doamna Dăncescu are o altă relație. Cred că are, că am văzut că ei se înțeleg acolo. A pus-o pe doamna director, pardon, a pus-o doamna director, a concurat singură și a câștigat postul de director general ajung la zona liberă. Așa și din propunerea pe care le-am făcut-o n-au vrut să facă nimic. Să renovăm spitalul, să... Nu. Asta e viața. Deci spuneți dumneavoastră că plecarea domnului Căpățână de pe poziția asta de independent, Partidul Pro-România, alături de domnul Mihai Tudose, dumneavoastră o vedeți ca pe o greșeală. Așa o văd eu, poate domnul Căpățână are niște discuții cu domnul Mihai Tudose pe care noi nu le știm și care, pe care dacă le-am afla, am spune, da, domnule, a făcut o mișcare foarte bună. De deosebit tu ce a promis Mihai Tudose lui Marian Căpățână ca să ducă acolo. Dar să știți că în unele medii politice se vorbește că domnul Marian Căpățână ar putea reprezenta un candidat important din partea Pro-România pentru funcția de primar în anul 2020. Domnia sa n-a confirmat acest auzit, lucru. Am văzut emisiunea dumneavoastră, mă uit la toate. Am văzut ce a zis domnul Căpățână, că a zis, bă, dacă nu s-ar vorbi în cercurile alea, înseamnă că ar tăcea ăia. Bine, nu mi se pare așa un răspuns extraordinar.
E o variantă, să știți. Știți că nu e o variantă rea. Deci dumneavoastră știți că nu sunt într-un, eu știu, nu l-agres foarte mult pe Mihai Tudose. Dar dacă s-a gândit la chestia asta, nu este o idee rea. Deci chiar nu este o idee rea. Într-adevăr, pare a fi un candidat opozabil domnului Marian Dragomir. Pentru că ceilalți, despre ce să vorbim? Dar ce, PNL a avut vreodată un candidat valabil? S-au jucat prin curte cu partidul ăsta de sute de ani. Dacă a venit domnul Tudose cu un partid de 6 luni și îl pune pe Căpățânul, bravo lui. Dar da, apropo de calculele acestea politice de care da, vorbeam la începutul emisiunii, ce se va întâmpla cu meciul dintre Marian Dragomir, primarul în exercițiu, care a dat un mesaj de susținere domnului Tudose, așa, și domnul Căpățână, care ar deveni un candidat important la primărie? Păi, domnul Rugină, nu-l puneți pe domnul Tudose, dumneavoastră. Brăile, nu-l pun pe domnul Tudose undeva la mijloc. Nu, domnul Rugină, nu țineți minte că la ultima noastră întâlnire v-am spus că domnul Marian Dragomir va lăsa vocea, nu va mai fi anti, nu știu ce, și că nu se va manifesta în vreun fel. Iată că se întâmplă. Nu va fi nicio problemă, doar nu susținea Marian Dragomir pe Mihai Tudose vreodată. Ce, la nuntă dumneavoastră, când mergeți și vă întreabă ginerele dacă mireasa e frumoasă, îi spuneți părerea dumneavoastră reală? Îi spuneți, da, e foarte frumoasă, să-ți trăiască, să faceți copii frumoși. Păi ce știți, de o mireasă urâtă, că eu n-am văzut până acum. Ei, mă rog, eu am mai văzut. Haideți să revenim la politica noastră. Mă rog. Duminica aceasta se așteaptă alegeri la Partidul Social Democrat Brăila. Este așteptat chiar domnul Liviu Dragnea să participe. Uh-huh. Eu am oarește dubii, dar... Așa se vorbește. Cine credeți că are cele mai mari șanse să devină liderul social-democraților brăileni? Senatorul Ion Rotaru va fi președintele Partidului Social-Democrat, filiala Brăila. De ce spuneți asta? De ce nu domnul Simionescu? Domnul Simionescu nu va candida. Aveți informații din interior? Sunt informații pe care le puteți... Nu pot să spun că visez sau mafal, dar evident da, da. Nici domnul Niță nu își dorește această funcție? Ba da, își dorește, dar nu va câștiga. Nu, domnul Niță este, mie chiar îmi pare rău câteodată de el. Nu foarte tare, dar pentru că el a fost foarte atașat de PSD. S-a zbătut, s-a chinuit, s-a... Așa, e da, deputat PSD. Da, i s-a oferit funcția asta și domnul Niță poate crede acum că ar merita o funcție mai mare. Nu cred că o va obține dacă va candida. Deci mi-a să spuneți că domnul senator Ion Rotaru va prelua partidul. Da. Prognoza dumneavoastră la emisiunea trecută era că în urma alegerilor care vor avea loc la PSD Brăila, așa e, membrii PSD îl vor sancționa pe Francis Chiriac, președintele Consiliului Județean, pentru poziția sa pro-Mihai Tudose în meciul cu Liviu Dragnea. Sper să se întâmple lucrul ăsta. Ce înseamnă asta? Ca membrii Partidului Social Democrat să dea un vot de neîncredere domnului? Nu este un vot de neîncredere. Îi retrag sprijinul politic și la revedere. Nu trebuie să dea nu știu ce vot de neîncredere. Și trebuie 2/3 pentru a fi demis, nu? Da. Păi și dacă liberalii îl țin pe funcție, ce se va întâmpla? Înseamnă că liberalii chiar au o problemă de sănătate, serios. După ce te poate să câștigi președinția Consiliului Județean și ai putea să obții măcar schimbarea președintelui cu unul mai bun, să îl ții pe Francis acolo numai ca să faci în ciudă cuiva, mi se pare că care mai e rostul? Păi cine ar putea veni în locul domnului Francis de la Partid Social Democrat Brăila? Chiar vicepreședintele, domnul... Iată, ce bine mă pricep. Nu țin minte nume de PSD-iști. Am înțeles. Unul dintre vicepreședinți. Nu vreau să-l spun. Am vrut să-l spun, după aia m-am oprit. Ar putea fi chiar unul dintre vicepreședinții PSD. Deci vreau să spuneți că nu va avea loc o competiție în adevăratul sens al cuvântului. Dar nu are cum. Nu are cum să aibă loc. La 2-3, nu are cum. Ar trebui ca o parte din celălalt partid să cedeze voturile. Nu are cum. Deci nu se poate chestia asta. Dacă PNL va accepta să schimbe, se va schimba. Dacă nu, nu va rămâne domnul... Dar nu există nicio posibilitate ca domnul Francis Chiriac să spună celor poate de la București... Poate fi dat afară domnul Chiriac și s-a terminat romanul. Nu, da, poate spune, domnule, gata, am reconfigurat traseul și din momentul ăsta nu mai sunt prieten cu domnul Tudose... Dar ideea este că el nu e vorba de vreun traseu, că aici este marea problemă a Brăilei, de fapt, a județului Brăila. Că omul, dacă ar fi avut un traseu pe care și-l urma... Și erau alții nemulțumiți, cum aș fi eu și alții. Domnule, că nu-i bine, că tu muți paharul ăla într-o parte, dar eu vreau în partea cealaltă. Ar fi fost ceva, dar domnul
Francis Chiriac nu face nimic. Aici e problema, că el nu rezolvă, nu mută nici în stânga, nici în dreapta. Asta e problema tuturor. El nu lucrează. Nu știu, poate că nu lucrează, nu greșească sau ceva de genul ăsta, dar nu lucrează. Asta e problema. Nu că lucrează într-un fel în care unul e convine și altuia nu. Uitați-vă la ultima ordine de zi de la Consiliul Județean. Să vedeți ce... Ce se întâmplă acolo la Consiliul? Niște banalități! În afara faptului că vă certați, am văzut că vă tot certați. Cine se ceartă, domnul? Consilier, o parte dintre consilieri cu președintele Francesc Chiriac. Ne certăm! Dumneavoastră, nu simțiți uneori nevoia să îndreptați un lucru dacă vedeți, eu știu ce, un tablou străbă, o icoană, nu aveți așa un impuls. Păi nu, stau numai și mă gândesc așa la un dialog, acum nu citesc, dar mi-aduc așa aminte că, domnule, cum se numesc consilierii pe care îi plătești atât de bine? Nu vreau să spun, băi, ești nebun, ceva de genul ăsta, un dialog între dumneavoastră și domnul... Nu folosesc chestia asta, dar dumneavoastră vi se pare normal ca un președinte Consiliului Județean să aibă doi consilieri plătiți din bani publici și să fie întrebat cine sunt, că doar nu am întrebat alte detalii intime lora, câți dinți au în gură și câți nu. Cine sunt, cum îi cheamă? Nu vreau să spun. Dom'le, de ce nu? Cum să nu spui că îi plătești din bani? Sunt ai mei. Da, dar ți-i plătesc eu. Că e ce problemă. Dar e o pierdere de vreme. Discuția despre Iulian Francis Chiriac este o pierdere de vreme. A fost o prostie numirea lui, a fost o prostie pe care mi-o asum numirea mea și de asta când văd în denuri, apropo de domnul Căpățân, n-am nimic cu el, tot dau exemplu că e mai proaspăt, care a spus, domnule, cine nu votează să nu vorbească. Ce vorbești, domnule? Adică, e constituțional, trebuie să poți să vorbești. Constituțional sau nu, dar nu e normal pentru un om politic să spună așa ceva. Dar poate omul n-are ce să voteze. Ce, trebuie să voteze neapărat? Că toată lumea zice, să meargă toată lumea la vot. Eu știu de ce îndeamnă partidele mici acum europarlamentare, lumea să iasă la vot, pentru că procentul de participare este mic. Ei au, partidele mari au niște nuclee foarte mari și este evident că, ca în celebra butadă, cei mai mari, 10% dintr-un pepene sau 38% dintr-o prună? Ei vor să ajungă la 38% dintr-o prună, dar nu e adevărat, 10% dintr-un pepene mai mare. Partidele PNL și PSD n-au niciun interes să fie prezența la vot foarte mari. Că, domne, o să se ducă unguri în Parlamentul European. Așa. Și, dar ungurii sunt în guvern. Dacă se duc și acolo, care mai e problema? Adică nu ne înjură peste tot. Asta e chiar un mesaj care n-ar trebui luat în discuție. Da, adică ce e să duc ungurii? Să o minoritate prezență. Asta e viața. Acum ce să le facem? E o prostie treaba asta. Sincer. Dacă să scoți lumea la vot, vreau și convinge-o. Dar nu cu chestii ca la domnul Tudose, am venit la un partid nou, sunt un tip nou, a dat un interviu, unul la România Nouă pe TVR și altul la Adevărul Online. A fost și la Realitatea TV într-o emisiune. Da, probabil n-am văzut-o pe aia. M-a mirat și m-a șocat când a spus, probabil voi scrie o carte. Și Ionuț Cristache, ziaristul de la TVR, spune... zice, să nu fiți aici acuzat din nou de plagiat. Fac așa. Dom'le, despre ce vorbim? Domnul Mihai Tudose a scăpat, cum zice domnia sa, de acuzația de plagiat pentru că a spus că a cumpărat cu acte în regulă drepturile de publicare ale unora. Nu că le-a scris el, domnule. Hai să ne înțelegem. Dacă... Deci lucrarea de doctorat este o lucrare academică. Mediul academic nu suport... Mediul academic, serios, nu suport așa ceva. Adică eu, Cătălin Oleg, sunt prost, habar n-am marketing, dar mă duc la domnul Rugină, care e specialist în asta, spun, domnule, dă și mie două foi de astea, așa, uitați cât vezi dumneavoastră, facem contract, plătim impozite, tot. Mă duc, le pun într-o carte, scriu pe copertă Cătălin Iordache și când vine, spune, da mă, dar sunt al domnului Rugină. Ce vorbești, mă, l-am cumpărat cu bani. Și ce asta înseamnă că am făcut un gest academic? Că asta înseamnă lucrarea de doctorat. Nu e obligatoriu, domnule, să fii doctor în știință. Știți unde, ce neclaritate am eu, domnule Iordache? Ce s-a stricat în motorul acesta al colaborării dintre dumneavoastră și domnul Mihai Tudose, domnul Marian Dragomir, domnul Francis Chiriac? Așa. Ați fost foarte apropiați în campania electorală din 2016, și la locale și la parlamentare. De ce s-a ajuns până acolo, încât acum sunteți cumva în tabere diferite, da, chiar sunteți așa foarte, foarte supărați. Păi dar nu, eu sunt supărat pe mine. Pe dumneavoastră? Da, pe mine. Eu sunt supărat pe mine pentru că a trebuit să ajung la vârsta de 50 de ani ca să-mi dau seama că
Uneori fac prostii mai mari decât înălțimea mea, care nu e chiar mică. Deci nu sunt supărat nici pe domnul Tudose, nici pe domnul... Ce prostii? La ce vă referiți la acum? Faptul că poți susține niște oameni în anumite momente ghidat mai mult de faptul că tu crezi că susținându-i sau alăturându-te unei forțe mai mari poți să realizezi ceva. Nu se poate chestia asta. Nici nu sunt vreun super politician care umblă în lucruri vechi pe stradă și nu mănâncă la restaurant pentru că vezi, dragă doamne, alți oameni au ce mânca. Nu sunt, domne, chestia asta. Sunt un om normal. Mă interesează într-adevăr mai mult întâi de mine decât de alții. Dar mă interesează și de alții. Chiar pot dovedi lucrul ăsta. Și uneori fac tâmpenii. Cum a fost chestia asta? Da, i-am sprijinit. Păi nu l-am sprijinit și pe domnul Chiriac să ajungă președinte? Da, nu mi l-am pus eu singur în cap. Dar asta nu înseamnă că dacă am greșit, nu pot să vin la dumneavoastră să spun, domnul Rugină, am fost întâmpit, am greșit, îmi pare rău, dar uitați despre ce e vorba. Asta, asta și asta. Păi și dacă vin la alegerile din 2020 din nou la dumneavoastră, nu mai greșiți o dată? Pentru că nu voi mai candida. Nu e pentru mine chestia asta. Dar de susținut îi veți susține dacă vin la dumneavoastră în calitate de consilier de imagine. Nu. Nu îi susțineți? Nu. Nu, nu pe cei de la PSD, cum ați spus dumneavoastră. Întrebați, cum am întrebat, nu, da? Nu. Nu, și vă spun și de ce. Pentru că a fost o mare greșeală. Susținerea PSD-ului a fost o mare greșeală. Ca de altfel și susținerea PNL-ului, pentru că n-ai ce să alegi. Și mai este un lucru pe care nimeni nu-l spune, politicienii nu-l spun. Când votul a fost acordat de către un om, nu mai e votul lui. Exemplu, cei de la PND n-au votat, domnule, cu PSD-ul. De ce? Că au vrut să voteze cu PND-ul, nu? Sigur. Da? Și PND-ul avea o campanie oarecum anti-PSD. Din ce ține minte? Deci doamna Dăncilă a zis că n-am fost în campanie. Iată, mă rog. Dar țin minte că așa. Păi când voturile pe care le-au dat cei de la PND s-au dus unde au vrut ei? Nu! S-au dus la PSD, s-au ajuns la Chiriac, marele președinte. Cine le-a dat? Eu, unul dintre ei. Despre ce vorbim? Și atunci trebuie să vii ca măcar în al 12-lea ceas sau măcar la jumatea mandatului să spui, domne, uite care e treaba. Asta s-a întâmplat, asta se mai poate face, hai să facem chestia asta. Cât-ți fac asta? Dar ce spun colegii dumneavoastră din PND? Că mai aveți, o aveți pe doamna Drăghincescu, mai sunt... Mai... A, da, sunt în proces cu toți colegii mei din PND, domnul... Știu că în proces sunteți cu doamna Drăghincescu din cauza... Din cauza faptului că ați făcut niște afirmații legate de domnia sa, da, într-o emisiune chiar aici la Deschide Lume. Da. N-aș vrea să comentăm, tocmai pentru a nu discuta un subiect care în momentul de față probabil că se află pe nu, rolul... Nu, un subiect care se află pe rol, dar e un subiect pe care îl vom lămuri. Asta este problema dumneavoastră. Este extrem de dar ceilalți de colegi din Consiliul Local? Am înțeleg foarte bine cu domnul Botea, de exemplu... Da, uitați, chiar, okay, chiar nu l-am invitat niciodată pe domnul Botea într-o emisiune, o să-l invit. Invitați-l. Mă înțeleg foarte bine cu domnul Botea, uneori mai vorbim, nu are nicio putere, nici el are un vot și ceilalți sunt foarte mulți. Și sunt așa apropiați de Partidul Social Democrat? Nu, sau? Domnul Botea cu siguranță nu. Nu este apropiat, nu, de Social Democrație. În perspectiva alegerilor europarlamentare, vă încumeta să dați un pronostic? Ce vor vota brăilenii? Ca de obicei, PSD... Locul 1, PNL, locul 2. Da, și cifre? Uitați, le notez, știu, le notez aici. Le notați, dar nu știu cifre. Domnul Tudose, am auzit spunând că PSD va fi cu cifra din două cifre, cu prima cifră 2. Eu cred că prima cifră va fi 3. Da, mă rog. La PSD, la PSD, da. Vor avea 30 ceva la sută, da, la Brăila. Da, și sper ca PNL să aibă cifra 2, măcar, nu vă pot da cifre, așa vă dați seama, conduc un ziar, aș fi neserios să vin la dumneavoastră la emisiune să vă dau niște cifre. Pe care era vorba de o prognoză. A, de o prognoză, așa să facem un pariu sau ceva. Vor câștiga. Ei sunt foarte bine organizați, asta nu înțelege nimeni. Ați văzut, domnul Căpățân a venit la emisiune și a spus, domnule, paolo, nu mai puteam să stau în concediu, dar alerg după semnături. Păi asta înseamnă, asta e organizat. Nu. De ce? Pentru că nu au... N-au, cum am și spus înainte, n-au rețea de partid, nu muncește nimeni pentru ei. Ei sunt, ei centrează, ei dau capul. Aici e problema lor. Mai mult decât tata, Mihai Tudose, cu ce ajută? Duhul. Notorietate, notorietate. Da, și notorietatea poate fi pozitivă, negativă. Nu e neapărat notorietatea un lucru, de altfel domnul trebuie să am grijă, că domnul Tudose mi-a dat un SMS și mi-a zis că avocatul lui se uită la emisiunea asta. Nu știu ce a vrut să spună, dar mă rog. Păi, probabil că v-a transmis că dacă veți face acuzații fără a fi probate, o să vă deschidă un proces. Doamnul Rugină,
Eu niciodată n-am făcut aici acuzații nefondate. Niciodată. De altfel, o să revenim probabil la subiect, dacă dumneavoastră doriți, la subiectul securiștilor, masonilor și așa mai departe din politică. Ați văzut că toți că ăia sunt masoni, că au plecat masonii și au pe securiștii și s-au întors. Domnul Dragnea a spus că la un moment dat o să vorbească despre cei care au plecat din PSD, da, în acele partide pline de securiști și masoni. Am citat acum, din memorie. Acum, dacă, ce să spun, că dacă a zis domnul Dragnea, domnul Dragnea e un fel de domnul Bunastancu pe la Telorman. Și atât tot. Nu e nici domnul Bunastancu, deși era un bun administrator și organizator, am văzut acum că a fost condamnat și mi se pare ciudat. Nu e definitivă condamnare, e în primele instanțe. Mi se pare ciudat pentru că știu bine că la un club deciziile se iau, să facem un AGA, un Consiliu de Administrație, așa, de unul singur e cam complicat să le iei și chiar dacă le iei de unul singur, nu semnezi, tu semnează alții și toate alții ar fi zis că, băi, șeful, nu e bine, nu semnez. Dar, mă rog, e băia mare să descurcă. Vedeți? Asta este, dacă vreți, atacul la Bunastancu vine de la Pro-România. Eu pot de la Pro-România? Da, apropo, pe domnul avocat al domnului Tudose, da. Explicați-mi, că nu știu despre ce vorbiți. Domnul Bunastancu este acuzat, de fapt, nu că a furat suma aia uriașă de bani, ca să ne înțelegem. Nu acolo conflictul de interese, că îi spun, domnule, era acționar la Bursa Agrirom și în același timp era președinte la clubul de handbal. Domnule, dar ONG-ul ăla HC, domnule, nu are scop lucrativ. Nu produce și nici n-a produs vreun ban. Deci trebuie să fii, deci dacă te gândești să pui problema așa, ar trebui să dea niște bani lui Bunastancu. Bă, a venit ăla, a fost acționar, a dat afară, dar nu i-a dat banii pe acțiuni. Cam așa vine. Pentru că nu s-a produs niciun ban, nu. În urma unui denunț făcut de un apropiat al domnului Mihai Tudose, care a încercat să-și micșoreze pedeapsa la DNA. Și care e membru Pro-România? Nu știu sigur. Păi a spus că atacul vine de la Pro-România. Da, Mihai Tudose, eu văd dacă mă lăsați, termin 5 secunde. Vă rog. Așa. Ăla a explicat procurorul. Stați, domnule, nu acolo trebuie să căutați. Ia vedeți unde a mâncat echipa. Și într-adevăr, echipa mânca la restaurantul firmei la care era acționar domnul Bunastan. La Continental. La Continental, da. Care era unui societății Istru-SA, la Istru-SA erau FPS, dragi, lași mulți și domnul Mihai, și domnul, era cu prostii, și domnul Bunastan. Și atunci, pentru suma aia, undeva la jumătate de miliard în nu știu câți ani, cât au mâncat fetele alea sub cea naiba, au mâncat acolo, ăla a fost conflictul de interese. Că ai dat bani la club și clubul a mâncat la tine la restaurant. Ați înțeles care e de fapt da, clu aceste povești. Nu speță. E nicio poveste cu zeci de miliarde pe care... Care zeci de miliarde, domnule, care să cheltuie în fiecare lună? Când dai banii, s-au dus miliardele și așa mai departe. Nu poți să... N-are nimeni la un loc 20-30 de miliarde, la, nici la Galați, nici la niciun club. Aia vin în fiecare lună și se dau pe salarii și pe... De unde dracu să iei și furi? Doar dacă nu dai salariile, pe dacă nu dai salariile, s-a aflat, nu? Asta nu sunt eu avocatul Bunastancu. Deși mulți o să spună, uite, doamne, vezi, prietenul are nevoie să cunoaște. Mă rog. Ideea este că domnul Tudose, într-o discuție cu mine și cu băiatul ăsta, cu denunțul, a zis, întrebat de mine, domnule, ce faceți cu Bunastancu? Pentru că, uite, o să vă încurce, că ei se gândeau să pună mâna pe un Consiliu Județean când Bunastancu nu avea nicio problemă penală. Zice, lasă că o să fie luat, dar nu acum. Și da, când o să fie luat? Când s-au scuturat toate merele din pom. Ați înțeles? Adică, cu ce e deosebit unul care așteaptă la cotitură să ia și ultimii bani ai altuia pe care vrea să-l bage la închisoare, de ăla care, mă rog, era Bunastancu, despre care spunea că e grobian, că e nu știu cum, că e nu știu cum, dar, scuzați-mă, ajungem la bancul la celebrul cu Ceaușescu, ăștia nu pot să vopsească ce a construit ăla. Mă tem că n-am înțeles. Deci, dumneavoastră a spus la începutul da, discursului... Că Pro-România este implicată în această chestie. Acum, ar fi trebuit să oprească chestia asta. Bunastancu fusese închis, fusese scos din politică. Pentru ce vrei să în continuare să-l trimiți la închisoare? De ce vrei tu Pro-România să-l trimiți? Păi credeți că în momentul de față Pro-România își dorește acest... Normal, pentru păi că nu e un proces pe rol deschis de mai mult timp? Ba da, și ce? Condamnarea s-a produs acum, zilele astea. Păi, da, și credeți că s-a produs această condamnare la solicitarea Pro-România? Nu la solicitarea Pro-România, ci că cei de la Pro-România sunt implicați unul în denunț
apropiați membri și așa mai departe, și doi, că sunt bucuroși de ceea ce se întâmplă, pentru că ei, campania lor se sprijină pe atacurile la foștii baroni, dacă ați observat. Eu vreau să vă întreb altceva, dar când domnul Tudose și domnul Ponta erau în guvern și domnul Bunea Stancu era președinte de CJ, de ce nu au zis nimic? De ce? De ce domnul Ponta, care acum dă cu toți baronii de pereți, n-a spus, e adevărat că l-am sunat pe Bunea Stancu, e adevărat că am vorbit cu Bunea Stancu, e adevărat că am vorbit despre stațiunea de cercetări unde socul meu vrea și el să investească? La ce să cred că aveți dovezi, da, pentru toate aceste afirmații? Știți bine, cum a zis doamna Drăghincescu, că înregistrări sunt foarte multe, nu e o problemă asta. Iar domnul Tudose, pe cuvânt, mi se pare chiar din nou glumește, din nou n-are nicio problemă. Domnule, n-ai făcut nimic, nu înțelegi că n-ai făcut nimic? Nici când ai fost prim-ministru? Îmi spune Ponta, a semnat cu limba de moarte în ultima zi podul peste Brăila. Da, da, uitați, peste Dunăre. Da, uitați, semneze și finanțare. Și ce era de finanțare? Că știți că a venit Corina Cârțeles. Băi, dar văd că aveți voi un pod aici, dar cu ce bani îl faceți, mă? Că n-ați cerut niciun ban. Și eu pot să vă adresez noastră o cerere. Vă rog frumos să mă angajați de mâine cu 10.000 de euro pe lună. Dar nu spun ce an. Și dumneavoastră o să-mi spuneți, da, foarte bine, așteaptă să, când o să fie anul acolo, o să apară și anul, te angajez. O să vreau să continuăm discuția noastră, da, despre ceea ce se întâmplă din punct de vedere politic și administrativ la Brăila, dar după ce luăm o scurtă pauză de publicitate. Sigur, revenim. Da. Bună seara, am revenit la Deschide Lumea împreună cu invitatul pe care l-am în această seară, domnul Cătălin Iordache, consilier județean din partea PND Brăila. Bună seara încă o dată. Bună seara. Am vorbit în prima parte a emisiunii despre ceea ce se mai întâmplă prin Brăila. Odată cu plecarea domnului Mihai Tudose, spuneam eu că calculele politice s-au complicat cât de cât. O să vreau să vorbim un pic și despre alte partide din Brăila. Ce se întâmplă cu ALDE, un partid care se auto-intitulează ca fiind format din adevărații liberali ai României, sau spun domniile lor despre ei că sunt busola liberală a guvernării. De curând, busola aceasta ne-a arătat, busola liberală a guvernării actuale. Mulțumesc. Ne-a arătat la Brăila că există un domn senator, domnul Mihai Ruse, de la ALDE, care a primit o condamnare de 6 luni. Comisia juridică din Senat a decis că acest domn poate reprezenta în continuare brăilenii în Senat, chiar dacă a comis infracțiuni de fals în declarații și conflict de interese în formă continuată. Comisia a decis suspendarea aplicării pedepsei pe o perioadă de 2 ani și jumătate. Adică exact cât mai are până la finalul mandatului. Și vreau să vă întreb, un parlamentar, în momentul în care află că a fost condamnat, nu ar trebui să demisioneze? Vă întreb pe dumneavoastră că sunteți implicat în politică. Eu nu sunt. Da, evident. Dar trebuie să demisioneze. Și ați reușit, eu am încercat să iau legătura cu domnul Ruse, n-am reușit. Ați reușit doar să-l vedeți, să vorbiți cu domnia sa, să nu îl întrebați? Nu, ce părere cunosc, are? Nu cunosc pe domnul Ruse, îl cunosc destul de bine, ca să zic așa. Domnul Ruse este un apropiat al tuturor partidelor politice. Cum să spun, un tip care nu cred că e membru ALDE, e membru ALDE că e membru ALDE acum, dar a fost membru PSD, a fost... Nu contează. Ești membru unui partid politic, ești în Parlamentul României, da, și la un moment dat ești judecat, ai o hotărâre definitivă, da, prin care ți se spune, domnule, ești condamnat. Ai făcut matrapas lăcuri. În cazul, da, domniei sale, spune instanța că a făcut fals în declarații și conflict, da, de interese în formă continuată. Nu ar trebui la un moment dat să arăți celor care te-au votat, domnule, uite, respect votul vostru, am greșit în fața... Nu pot să-ți cheamă ca mine acum, sincer. Eu mi-am cerut scuze pentru că l-am votat pe Francesc Chiriac. Și îmi pare rău și acum. Și mi-aș cere scuze de câte ori aș avea ocazia. Acum, cum să spun? Unii oameni sunt într-un fel, alții sunt în alt fel. Dumneavoastră credeți că un primar care a fost 10 de ani primar PSD sau ce Dumnezeu a fost el, PSD cred, care a făcut și a desfăcut, care e obișnuit ca lui să îi se cuvină, ca el să poată să facă orice. Păi celebrul primar care punea poze cu femei goale pe Facebook, tot domnul ăsta. Mă rog, nu-i speța pe care o discutăm, da, noi acum. Deci nu pentru asta a fost judecat. Da, știu. Păi nu, că pentru aia la altă, cine era să-l judece? O să-l judece Dumnezeu.
Vă dați seama că trebuia dat afară, ALDE trebuia să-l dea afară. Dar domnul Tărician să-l dea afară? Cum să dea domnul Tărician afară un senator? Păi de ce să nu dea afară? Păi pentru că nu dau doi bani pe voturile astea. V-am mai spus, când omul a votat, votul nu mai e al lui. Așa că îndemnul ăsta cu hai să mergem la vot e o prostie. Dar cu acum noastră, până la un anumit punct, totuși, pe lângă faptul că sunteți implicat în politică, așa, sunteți și jurnalist. Da. Ca jurnalist vă întreb acum, vă rog, cât de jos e coborâtă ștacheta aceasta demnității foarte jos, politice? Foarte jos. Vreți să vă dau un exemplu, să vedeți cât de jos? Vă dau un exemplu personal și o să dureze foarte puțin. Țineți minte că la emisiunea dumneavoastră eu am făcut niște afirmații despre colega mea de partid, doamna Drăgâncescu. Care a venit la dumneavoastră, a spus că eu sunt așa cum sunt, nu contează, poate că unele lucruri sunt adevărate, că doamna doar a spus cuiva că fata nu știu cui se duce cu nu știu ce student, dar ea n-a avut nicio treabă. Este? Da, așa este, da. Așa a zis. Păi, a zis că nu a turnat la securitate. N-a turnat, domnule, nicăieri. A fost chemat, dacă țin minte emisiunea, a fost chemată. Nu știu la ce cameră s-a arătat. Dar vă la dumneavoastră, că da, facem ca la domnul Cristoiu cu Sebighiță. E de la CNSAS, scrie antetul CNSAS acolo? Da, este antetul. Dați și pagina cealaltă, vă rog frumos, ca să vedem dacă e semnat. E semnat? Conferențiar universitar dr. Dragoș Petrescu, șeful președinte. Da. Președinte CNSAS. Haideți să vă citesc ceva, că vă citesc puțin. Numai puțin vă citesc. Și vă lămuresc cu politica, sinceritatea și restul. În baza notei de constatare numărul pentru telespectatorii dumneavoastră facem precizarea că doamna Drăgâncescu a zis nu are ce hârtie să aibă, are el înregistrări cum înregistrează el pe toată lumea. În baza notei de constatare numărul DI885 din data de 09.04.2014 pentru omită de direcția de specialitate din cadrul CNSAS, în care se regăsesc următoarele elemente, doamna Drăgâncescu Simona fost pe Cârâc, fost pe Radu, așa este, adică Radu, tatăl domniei sale și Cârc, primul soț. Așa, este titularea dosarului fond rețea numărul R392351. Domnia sa, studentă la Facultatea de Chimie din Galați, a fost recrutată de compartimentul de antiterorism al inspectorului județean Galați, ghilimele, în vederea supravegherii informative a cetățenilor străini și români aflați la studii în Centrul Universitar Galați. La data de 25.11.82, a semnat un angajament preluând numele conspirativ Ioana. A fost scoasă din rețea 6 ani mai târziu, la 17 iunie 1987. Poftiți, vă las documentul, că s-ar putea să vă trebuiască pentru site, pentru, eu știu, pentru ce vă trebuie dumneavoastră. Păi da? Și doamna Drăgâncescu nu știa despre acest document? Haideți, domnul Rugină, dar v-am demonstrat cât de jos sunt politicienii. Nu mai vreau, domnule, să mai fiu un politic. Gata, mi-ajunge. O să fiu jurnalist, că așa trebuia să și rămân. Am vrut să văd cum e lumea asta din interior. Așa e lumea asta din interior. Vii cu o hârtie de la CNSAS, o arați aici la televiziune, îl minți pe un om de bună credință cum este Sorin Rugină, că n-ai făcut niciodată nimic, că tu te juri pe copii, pe roșu, pe verde, pe nu știu ce, și CNSAS-ul dă o adeverință care știți unde e, domnul Rugină, că asta e cea mai tare fază. Pe site-ul CNSAS. Nu e domnule de la vreun... Da, pe de altă parte, dacă vreți să citim și mai departe, spune, adeverim prin prezența că elementele mai sus prezentate nu se circumscriu prevederilor articolului din ordonanța de urgență a guvernului privind accesul la propriul dosar. Astfel, doamna Drăgâncescu, fostă Cârâc sau Radu. Cârâc, născută Radu, Simona, fiica lui Ioan și... Așa? Doamnei, nu-i se poate atribui calitatea de lucrător, colaborator al securității în sensul legii. Corect, în sensul că nu a făcut poliție politică, nu l-a urmărit pe Paul Goma, n-a vrut să arunce în aer România liber. În sensul, asta înseamnă în sensul legii, că legea se referă la... Că legea aici, a fost schimbată, așa este. Legea a fost, că, dacă vreți, mă mai dau un exemplu de un PSD-ist, care a fost scos de Mihai Tudose în urma unui telefon pe care eu i l-am dat și i-am spus mă, ce mai face domnul Vlad, mă, de la tine la partid? Și el zice, care Vlad, bă, că n-avem niciun Vlad noi la partid? Cum, mă, secretarul vostru general? De unde, mă? El era ministrul economiei. Dar, bă, eu n-am zis, dar zic, tu nu-ți cunoști colegii? Nu știu, bă, niciun Vlad. Asta vă luați asta. Dacă vreți să o faceți publică, să faceți publică numele, bine, dacă nu, nu, o să vedeți că e numele acolo. Nu mai e în politică omul, nu știu dacă e important sau nu. Dar vedeți despre ce mi-e vorba. Spuneți Vlad, vă referiți la... Da, domnul Doru Damian. A, și Vlad era numele conspirativ. Exact. Da. Deci, domnul Rugină, aici s-a ajuns. M-ați întrebat cât de jos.
Uite până aici. Ăla are niște declarații acolo foarte mișto, în care spune că robineții americani sunt mai proști decât ăia sovietici. Aia, da, dacă citi. De asemenea, nici domnului Damian Doru nu îi se poate atribui, da, calitatea de lucrător. Da, pentru că n-a făcut poliție politică, v-am mai spus. Știți bine și putem explica dacă vreți. Au dat informări, dar nu erau de natură poliției politice. Adică nu căutau vreun scritor, vreun ziarist, vreun influencer. Nu, tot n-au la grămadă unde era. De asta vine. Eu spuneam bancuri la petreceri. Păi spuneai, frate, că erai protejat. De aia spune. Da, tare mă tem eu că o să, nu, o, nu să, o, să avem, o să avem din nou. Nu cred, dacă dumneavoastră vreți să dați replică la un document CNSAS, e treaba dumneavoastră. Dar este un document de la CNSAS, nu un document. Eu v-am dat un document CNSAS de pe site-ul CNSAS. Ambele documente se găsesc pe site-ul CNSAS. Da. Nu, chiar știu că la un moment dat eram la un alt post de televiziune, lucram la un post de televiziune în care la fel se vorbea despre aceste colaborări cu fosta securitate, da. Și la un moment dat a venit cineva și mi-a arătat: uite domnule, ai spus despre mine că am fost colaborator, da, și aici, fost. Aici spune că eu nu am fost lucrător-colaborator. Într-adevăr, erau numai niște turnători, niște oameni care au semnat un... Adică n-au fost în stare să fie nici măcar colaboratori. Da, deci nu sunt colaboratori, sunt oameni care au avut nume conspirativ. Domnul Rugină, în secunda în care ți se dă un nume conspirativ și semnezi un angajament, nu poți să spui, domnule, că nu ții minte, că nu e ca și cum semnezi o factură că ți-ai cumpărat aragaz, domnule. Zice la, nu știu, firmă, semnați aici garanția să nu cumva să strici. Ce dracu, doamne, iertați-mă, vă rog să mă scuzați. Ce Dumnezeu. Ce Dumnezeu. Dar aici despre Dumnezeu vorbim aici. Aici nu e de Dumnezeu, aici e de partea altă. Păi ce Dumnezeu? Să nu ții minte că ai fost colaborator, că ai semnat și să vii și spui... Nu se numea colaborator. Nu, eu bine, să nu ții minte că ai fost turnător. Semantică, da. Da, turnător merge. Turnător, informator, poftiți. Să nu ții minte. Am plâns și n-am mai făcut nimic. Băi, Ioana. Păi așa e și domnul Chidea, că ziceam dumneavoastră că zic că băi, ești nebun. Păi cum, Dumnezeu, ce să mai zici? Unde să ajungi când îi spui unui președinte constituțional: domnul președinte, de ce faceți o toaletă în fundul curții unei școli cu 1625 de euro metru pătrat? Nu vi se pare cam mult? Hai, domnule, te pricep tu la construcție. 1625 de euro metru pătrat? Da, vă dau documentele. Da, vă dau documentele. Documente publice din Consiliul Județean. N-a trecut hotărârea și după aia s-a modificat. Ce telefoane am primit, nu vă mai zic. Și ce mesaje pe Facebook și pe toate. Iertare că vă întreb, dar ce prevedea acea toaletă dacă nu... Domnul Rugină, era o toaletă pentru elevi, avea 4 cabine private, 4 chiuvete și în spate, nu știu, vreo 20 de metri pătrați erau, ceva de genul. Eu i-am spus, domnule, chiar o să vă rog le să faceți, trimiteți o să vă trimiteți, bă, o faceți în Spania, o faceți în Spania, o faceți în Tokyo, undeva, unde o faceți, frate? Nu, mi-aduc aminte o știre ceva mai veche, chiar eram aici la Realitatea TV și la un moment dat se făcuseră pe la grădina zoologică din Galați, era alt președinte al Consiliului Județean, era domnul Bacalbaș la respectivă, dar contractul începuse... De, dinainte, de la domnul Chebac, dacă nu mă înșel, și se vorbea domnul atunci... Chebac era prieten cu cel care făcuse la grădina zoologică. Și am ajuns la... Făcuserăm niște calcule și ajunsese, dacă erai măgar, beneficiai de o cușcă de nu știu câte sute de euro. Dacă erai maimuță, erai super... Pentru ei, dar sper să nu se supere, că vorbim de grădina zoologică, dar dacă erai porc, cât era? Sincer, acum... Să revenim la discuțiile noastre. Da? Cum comentați meciurile politice, ce se întâmplă în momentul de față? PSD pare că se bate mai mult cu Pro-România decât cu PNL. PNL pare că se bate mai mult cu Alianța 2020 USR Plus decât cu PSD-ul. Da, pentru că ei se bat preventiv, ca zic așa, sunt în cantonament. Pentru că cam asta vor fi luptele la alegerile parlamentare și parte politică, se bat pe același electorat? Mm-hmm, da. Pentru că și unii și alții spun: noi suntem adevărații liberali, sunt un fel de Tea Party din republicane americane, adică liberali. Nu, adevărații mai... liberali sunt ALDE, ei spun. Sunt mai mulți, of, doamne, sunt prea mulți. PNL are probleme mai mari. Dar democraților europeni. Dar cu domnul Orban acolo nu fac eu grijă, ei sunt ca și rezolvați. Nu le înțeleg pe Ludovic Orban și îl cunosc. Nu e un băiat prost, dar nu dau seama ce s-a întâmplat.
La PSD lucrurile sunt mai grele, pentru că PSD chiar trebuie să țină bine frâiele, pentru că sondajele în continuare dau PSD-ul cu un câștig uriaș. 40, vorbesc despre sondajele oficiale, dar suntem la televiziune, trebuie să le nominalizez, sunt făcute de Institutul domnului Pieleanu, care se numește... Institutul domnului Pieleanu, mă rog, este unul dintre sondaje. Da, un scop la coadă, nu mai știu restul, care arată 45% Moldova, 45% Muntenia și, într-adevăr, un procent mai mic, dar tot pe locul întâi și în Transilvania, pentru prima oară după foarte mulți ani. Asta înseamnă următorul lucru. Oamenii nu mai vor să facă experimente. Nenorocirea este că partidele cu care PSD se luptă, partidele care luptă împotriva PSD, nu vin cu nimic nou, nu vin cu niște oameni noi, nu vin cu niște programe, nu vin cu niște lucruri clare. Și atunci oamenii nu vor să riște, nu, adică au riscat suficient cu ăștia. Și au zis, doamne, mai bine pierd în continuare pe linia asta decât să pierd mai mult în altă parte. Pentru că, și nu sunt fan PSD, dimpotrivă, ce pot să-i reproșez unui partid care se organizează? Că acum, sincer, nu se organizează, domnule, pentru că au mai multe mâini, picioare și așa. Se organizează pentru că sunt mai bine ancorați în realitate. Au câștigat de mai multe ori alegerile și știu cum să face, au un text, pe ăla îl rezolv. Aici la Brăila am văzut acum cu domnul, nici nu știu cine e lider PNL Brăila, e domnul Dănăilă, da, președinte. Dar la ei sunt foarte mulți, un fel de conducere în rețea, nu în piramidă. Și ăla, vorbesc uneori, vorbesc diferit. Nu înțeleg de ce nu vine cineva spune, băi, eu sunt șeful, eu vorbesc. Păi, vă spun eu că am întrebat eu în emisiune și mi-a spus, domnul Dănăilă e președintele filialei județene și domnul Adrian Tabarac e președinte la municipiu. Domnul? Adrian Tabarac. Da. E consilier local, să nu spuneți că nu-l cunoașteți. Nu-l cunosc. Din poziție pe Facebook. Vorbesc serios. Nu, ce se întâmplă la Brăila cu PMP-ul? În toată țara, Partidul Mișcarea Populară este într-o opoziție dură față de Partidul Social Democrat. La dumneavoastră un soi de cumetare politică, dumneavoastră aveți un talent de mă poți dau din casă tot felul de lucruri. Că eu pregătesc să vă spun porecla domnului Botea din Consiliul Județean. Bine, e prietenoasă, nu e urâtă, știți? Nu cred că e relevant. Haideți da, îi se spune Blândul Ben. Blândul Ben. Blândul Ben e o poreclă rea. El e blânduț, el, dacă tocmai s-a luptat atâta. L-a votat și pe băiatul ăla pe care nici el nu-l suportă. Că acum, fie vorba între noi, dacă vă faceți așa o muscă mică, și veniți și vedeți ce discută conținut între ei, vă sar aripile, ceva de genul. Nu suportă mai nimeni pe domnul Chiriac. Deci a reușit să-i convingă pe toți de bunelul intenții. Dar să revenim la... Domnul Botea, de-abia a ajuns și el acum la inspectorat. Unde Dumnezeu acum? Ce în concursul ăla cu urcă-te în mașină, dă-te jos din mașină? S-a urcat și el într-un tren acum nu a trebuit să-l dai jos. Ce face? Nu face nimic. Pentru că dacă domnul Botea, de exemplu, ar fi acceptat propunerea PNL de la începutul anului 2016, când se forma Consiliul Județean, conducerea Consiliului Județean, domnul Iulian Chiriac nu mai era acolo președinte și poate era mai bine. Da? A zis că mai bine un post nu știu unde. Pentru că indiferent ce spun unii și alții. Discuția în majoritatea cazurilor a fost pe posturi. Uitați-vă ce posturi au primit și după aia întrebați-vă de ce nu pleacă ăla la partidul lui care e pe partea ailaltă. De asta, domnul Rugină. Că tocmai l-a pus la... Deci spuneți dumneavoastră că, de fapt, în politica brăileană, asta primează posturile pe care le obține cineva. Ei, cofi numai la Brăila așa, vă dați seama că... Ăsta e subiectul emisiunii de astăzi. Da. Mă iertați că nu am vrut să spun că la Galați. Dar zic în toată România. Nu, dar mi-ar plăcea să-mi dați un exemplu de politician de opoziție care are o funcție la Galați și trage împotriva partidului. N-am văzut. N-aș ști să vă dau un exemplu. Nu, dar nu știu nici eu. Nu sunt foarte bine ancorat în realitatea politică galățeană. Mai citesc presa, mă mai interesez așa și de Galați și de Brăila. Și eu fac la fel, vă dați seama că mă uit. Apreciez felul în care se desfășoară politica la Galați. Adică nu o să vedeți niciodată că oamenii ajung la conflicte de genul ăsta să întreb pe unul ce considerați. Bă, nu vreau să spun. De ce? Că nu vreau. Dar chiar așa, care e motivul pentru care n-a vrut să-l nominalizeze? Da, credeți că îl știu?
A, pur și simplu n-a vrut să vă dea dumneavoastră această informație? Știu că îți dau un scris. Păi frate, sunt două nume, ce să-mi dai în scris? Le dai pe o foaie mare, că port ochelari și sunt... Nu. Deci, vedeți, asta știți ce înseamnă? Asta înseamnă că nu... Eu cred că oamenii politici ar trebui că, indiferent dacă se ură sau nu, se iubesc sau nu, atunci când e o problemă, să o rezolvă, Doamne iartă-mă, și după aia să urască, să bată în continuare. Domnule Iordache, dar am vorbit și de PSD, și de Pro-România, și de PNL, și de PMP. PND-ul, partidul acesta din care faceți dumneavoastră parte, până la urmă ce face? Mai participă la alegeri europarlamentare? Nu la participă la europarlamentare, ne odihnim acum. Vă odihniți, da? Ne odihnim, da. Păi nu participă, pentru că partid foarte mic. Foarte mic. Are doi consilieri județeni în toată România. Eu și cu doamna Drăgâncescu. Ăștia sunt toți consilieri județeni ai partidului. Da. Am înțeles. Acum, vedeți, nu putem să facem chiar tot. Oricum, n-a avut niciodată până la noi consilier județeni în România. Da, bine, nici nu știu când s-a înființat acest partid. E înființat de multă vreme. De multă vreme, da? Nu mai avem decât două minute la dispoziție din emisiunea de astăzi. Cine credeți dumneavoastră, ca, iar vă întreb ca jurnalist, că va câștiga primăria Brăila în anul 2020? Ținând cont de faptul că avem un Marian Dragomir la PSD, dar este un om care este apropiat de Mihai Tudose. Avem la Pro-România pe Marian Căpățână, despre care unii oameni spun că, domnule, ar putea fi un bun primar. Avem un PNL care stă în stand-by și așteaptă ca PSD și Pro-România să-și ia voturi unul de la celălalt și ar putea intra pe turnantă. Și vă întreb, din punctul dumneavoastră de vedere, cine credeți că ar putea câștiga? Domnul Marian Dragomir. Și dacă pleacă la Pro-România? Cine? Domnul Marian Dragomir? Pleacă la România. Domnul Marian Dragomir, dacă pleacă la România, Pro-România va câștiga candidatul PSD pus imediat după ce pleacă domnul Marian Dragomir. Deci vreau să spuneți că PSD-ul la Brăila câștigă domnul fără Gine, niciun fel de problemă. Eu nu vreau neapărat să câștige, că e mai bine ca lucrurile să fie împărțite, să fie acolo un vot strâns, pentru că asta duce la negocieri și de o parte și de alta și poți să-ți impui proiectele politice pe care le ai. Dar nu vedeți că joacă Barcelona cu unii de la Liga 3-a? Cine-i vinovat că alții nu vor să antreneze? Cine-i vinovat că nu vor să facă lucruri ca lumea? Cine-i vinovat? Eu nu susțin PSD, repet, n-am niciun contract, n-am nicio reclamă, nu am nicio discuție și nu vorbesc cu Marian Dragomir, care e supărat pe mine pentru că îl fac Marian. Dar eu îl fac mare așa din simpatie. Am înțeles. Mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în platoul emisiunii. Vă mai aștept aici pentru că văd că avem o grămadă de subiecte de discuții legate despre politicienii din Brăila. Aflu mereu lucruri noi. Iată, nu permit să vin nepregătit la emisiunea dumneavoastră. Vă mai aștept încă o dată, vă repet, vă aștept aici. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. O seară bună tuturor!